Uitați-vă cum se vede, bă, băiatule, bă. Opa, ba. Roata noastră, nu! Cerează. Haide, mă. Ăsta e momentul. Ăsta e momentul, bă. Ce e aici? Uite cum e, bă, cât de departe. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou episod din Eurotrack. De această dată suntem pe drumul morții. După cum vedeți, ne jucăm cu VR-ul pe Eurotrack și volanul. Adică o să fie un episod foarte mișto pentru că suntem și pe drumul morții. Un drum foarte nebun și foarte dificil. O să facem o mică parte din el. Dacă vreți să facem tot drumul morții pe un live, dați acolo pe butonul de like. Dacă vreți să facem un episod pe live în care facem de la început până la final drumul morții în VR, este un challenge. Dacă facem la acest episod peste 2500 de like-uri, o să mă bag cu VR-ul, volanul, pe drumul morții de la început până la final. Hai să vă arăt harta care este, pentru că este o hartă imensă. Vedeți, asta este tot drumul morții, da? Este de aici, de la Berlin până tot nebunia asta. Și uitați-vă câte nebunii sunt aici. Uitați-vă ce aici, frate. Câte serpentine, câte nebunii sunt pe drumul ăsta. Haideți să nu mai stăm la discuții și dăm drumul la treabă. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și să apăsați pe clopoțel. Let's go. O să turnăm motorul. Bam, vedem că avem frâna de mână. Scoatem frâna de mână pentru că suntem puțin în pantă. Și o să vedeți de ce o să avem de a face în acest episod. O să încerc să mișc cât mai puțin capul ca să nu vă ia și pe voi amețeala, pentru că închipuiți-vă eu cum sunt aici. Adică m-am jucat foarte puțin pe hărțile României și bla 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 și tot mi s-a părut insane cât de real pare. Deci este next level de o realitate virtuală. Oh my god, mamă, tocmai era să cad în râpă. Uitați-vă acolo cât de aproape mai am să cad în râpă. Mamă, cât de aproape mai am să cad în râpă. E ok, ok, suntem bine, suntem bine. Hai să dăm și noi în întâia și ne continuăm drumul, pentru că uitați-vă pe hartă. Vedeți harta aia de acolo? Sau harta de aici, acum vreți, de aia mai mică. Vedeți harta de acolo? Avem niște curbe destul de nașpa aici. O să facem curbele astea și la final o să avem o cireașă de pe tort. Mai pe scurt, eu de pe tipul ăsta ne încurajează să ne descurcăm, să fie totul în regulă. Sperăm să fie totul cum trebuie. Mamă, cum se simte, bă, băiatule, bă. Bă, deci, râpa asta se simte, zici că aș fi eu, efectiv. Deci, e, nu prea ai cum să arăți treaba asta într-un episod sau pe un live sau etc. Trebuie efectiv să simți, să spui headset-ul și să te joci ca să-ți dai seama exact cum se simte, dar se simte foarte mișto. Și o altă chestie care am realizat este că este foarte lat camionul ăsta, nu știu, când ești în VR este foarte lat, nu știu, mi se pare că e foarte lat. Nu știu, e ciudat rău de tot, chiar îți dai seama că ai un tita mai camionul pentru că ai foarte mult spațiu în direcția aia. Dar hai să-i dăm tare și să nu mai stăm la discuții. Ușor, trebuie să o luăm ușor. Sper să se vadă bine. O problemă mare pe care o am este că nu pot verifica dacă se vede bine, pentru că am treaba asta pe cap, așa că am o singură șansă să filmez și vedem dacă ne iese bine sau nu. Sper să se vadă bine. Mamă, câta curba. Uitați-vă acolo în spate, vedeți remorca? Cum aproape cade, efectiv. Aici, pe ultimul episod, am făcut-o cu mai multe remorci. Bine, n-am reușit să o fac, dar am încercat. Dacă n-ați văzut episoadele anterioare de pe drumul morții, o să le aveți, o să aveți o notare pe ecran sau un link în descriere acolo de la ultimele episoade de pe drumul morții. Am văzut că v-a plăcut. Mamă, cum se simte. Uitați-vă cum se vede, bă, băiatule, bă. Oh my god. Și gândiți-vă că drumul ăsta este mult mai nebun de atâta. Dar par, nu, efectiv n-am cum să fac drumul într-un episod, trebuie să fie neapărat live. Așa că dacă vreți să vedeți un live pe drumul morții, dați acolo pe butonul de like. Mamă, cum s-a simțit asta. Deci ăștia cică vor să facă autostrăzi pe aici. Nu știu exact ce scopilonii ăștia pe aici, dar pare să... Mamă, iau și damage. Deci, nu știu, mă, e insane drumul ăsta. Chiar ocazional mai merg și prin râuri, prin lucruri mega strâmte. Adică ce facem noi acum e relativ ușor, dar o să vină imediat partea grea. Drumul ăsta are multe părți mai interesante, dar nu am gust să le acoper pe toate într-un singur episod, așa că o să facem un live dacă se strâng multe like-uri. Dă aici așa ușor. Bine. Suntem bine, o să ne apropiem de o porțiune foarte nașpa. Și acolo trebuie să am foarte mare grijă. Nu știu, dacă mai aveți alte propuneri în care vreți să testăm VR-ul, aștept propuneri în comentarii.
Mulți mi-am propus să facem VR pe drumul morții ultima dată când am făcut Eurotrack. Așa că am zis, hai să facem și treaba asta. Deși știu că episodul ăsta nu o să fie chiar așa de rău precum o să fie live-ul, dacă o să facem un live full pe drumul ăsta. Mamă, frate, uite cum e drumul ăsta aici. Cum ar trebui să o iau eu pe aici? Ar trebui să iau... Nici nu știu, mamă, zici că se rupe volanul, frate. Aoleu, ușor, ușor, ușor. Iau și damage, mamă, ușor, mamă. Holy. Hai să nu știu așa și gata, mă, hai că suntem bine. Urmează partea dificilă, cireașa de pe tort urmează acum, guys. Țineți-vă bine că cireașa de pe tort. Drumul pare că nu se întâmplă nimica, dar o să vedeți imediat ce urmează. Pentru cei care nu au mai jucat harta. Harta, by the way, se numește Honoludia. Așa se numește harta asta, insane. Honoludia, dacă vreți să o descărcați și să vă jucați și voi și să-mi spuneți dacă treceți de treaba asta, pentru că am ajuns la o parte foarte, foarte dificilă. Ia uite, așa avem aici. Deci avem treaba asta. Nu știu, guys, cum ar trebui să fac eu treaba asta. O să mă dau pe doi puțin să vă arăt situația. Deci eu trebuie în VR să-mi dau seama exact cum să mă poziționez exact pe treburile astea. Nu o să trișesc cu camera asta 2. Deci o să mă pun în camera 1 și o să încerc să fac din camera 1. Poate ne iese. Vreau să-mi spuneți rapid în comentarii dacă credeți că o să ne iasă sau nu. Bă, eu zic că nu o să ne iasă, nu știu. Am impresia că o să greșesc undeva mai încolo, e o curbă așa și e mai dificilă. Dacă ar fi fost drum drept, mi-ar fi ieșit, dar eu cred că o să-mi greușesc, nu prea o să-mi iasă, nu știu. Spuneți-mi acolo în comentarii ce credeți. Îmi iese sau nu, fără să pic, fără să îmi alunece o roată. Spuneți-mi în comentarii și hai să-i dăm drumul la treabă. Dă-i aici. Accelerează. Haide, mă. Ăsta e momentul. Ăsta e momentul, bă. Ce e aici? Mamă, frate, deci chiar sper că sunt pus bine. O să mă uit așa pe oglinzi. Mă, sper că sunt poziționat bine. Pare bine că stă acolo, pare bine că stă acolo. Mamă, frate, uite-te cum e. Uite-te cum e, bă, cât de departe e de... Mamă, frate. Deci senzația care ți-o dă e, nu știu, frate, nu ai cu ce să o compari, că efectiv n-ai trecut prin asta în viață să fii într-o asemenea situație la înălțime, dar se simte super mișto. Opa, opa. Mă luc cam mult la stânga. Mă, sunt foarte mai agresiv. Momentan văd că o ducem bine, dar o să urmeze acum o curbă și nu știu dacă o să-mi iasă. Oh, nu. Ușor, 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 ușor. Hai să dăm una a doua. Deși n-ar fi cazul că nu mergem cu viteză noi pe aici. Avem 15 la oră în momentul de față. Uitați, vedeți curba asta? Asta nu știu dacă o să-mi iasă mie exact să ghicesc pe unde trebuie să calc roțile. Bine că am de cât o remorcă în spate, pentru că episodul anterior am făcut cu vreo 4 remorci în spate treaba asta. Efectiv legate una după alta și mi-a ieșit. Văd că-mi iese și... Mamă, nici nu pot să cred că-mi iese. Mi-a ieșit, bă, băiatule, bă. Nu pot să cred așa ceva. Holy, mi-a ieșit. Bine, bă, deci dacă nu-ți dați like pentru asta, e prima dată când încerc, deci no joke, e prima dată când încerc treaba asta în VR. De asta am zis că nu cred că o să-mi iasă, pentru că probabil dacă aș mai fi jucat harta asta, poate mi-ar fi ieșit mai multe ori, dar așa văd că mi-a ieșit din prima. Apare, poate chiar e mai ușor așa. Nici nu știu, așa parcă poți să te uiți mai ușor în oglinzi sau așa. Pare, nu părea greu, adică, bă, bine, în mod normal pare greu să faci treaba asta, știi? Dar apare nu e greu. A fost chiar ok. Bine, mă, guys, bine, suntem forță, mă, suntem forță, suntem bine. Da, mă, deci drumul ăsta chiar e lung, dar e mișto, adică e o experiență mișto să te joci pe drumul ăsta. Pentru că e unic, e extrem, e drumul morții, e extrem. Se vede treaba asta, mă, oh, nu, 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 nu. Oh, cum e curba asta, vedeți exact cum nu ar trebui să fie o curbă, așa e curba asta. În loc să fie așa, e așa, când e curba. Exact ca să te aduci de-a dura. Mamă, fii antenă la curba asta aici, dacă mi iese mie curba asta. Dacă mi iese curba asta, e bine. Hai să vedem dacă ne iese. Mamă, ce e asta, frate? Ce e asta, frate? Mamă, cât de albă e treaba asta. Hai să dăm și noi una întâia. Să avem cuplu.
Să avem grijă dacă ne iese. Opa, ba. Roata noastră, nu! Mamă, era aproape să se ducă roata noastră. Mamă. Și ne-am descurcat. Bă, deci chiar e mișto, frate. Bă, mă descurc mai bine decât credeam, frate, pe treaba asta cu VR. Mă așteptam să fie mult mai greu. Oricum, mamă, o chestie e sigură. Am emoții. De ce am emoții? Nu știu de ce am emoții, că nu mi se poate întâmpla nimic că sunt la mine pe scaun, dar tot am emoții. Da, mă, guys, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați dați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi și să apăsați pe clopoțel. Nu uitați de un follow pe Instagram și noi ne auzim pe următorul live. Wow!